O femeie trăiește un șoc după ce a descoperit că bărbatul, alături de care trăiește de 10 luni, este de fapt tot femeie. Aceasta a depus acuzații împotriva soțului ei, înstrăinat pentru înșelăciune. Conform știrile canalde.ro, soția în vârstă de doar 22 de ani din Indonezia a depus acum acuzații împotriva soțului ei, înstrăinat pentru înșelăciune. Încă îmi este frică, tremur când ies afară, a spus aceasta. Femeia și-a întâlnit prima dată soțul într-o aplicație de întâlnire anul trecut. Bărbatul a pretins că este un medic care a fost crescut la New York. Cei doi s-au întâlnit față în față în mai 2021, după ce acesta a călătorit în orașul natal al femeii. Aceasta a fost cerută în căsătorie la scurt timp după și s-au căsătorit în iulie. Femeia a recunoscut că acesta a rugat-o să nu se uite la organele lui genitale și că ochii ei erau mereu acoperiți atunci când întrețineau relații intime. În timp ce mama femeii a fost fermecată de bărbat înainte de căsătorie, ea a devenit curând suspicioasă când i s-a părut că el nu are de fapt un loc de muncă. Tânărul s-a mutat împreună cu femeia și mama ei și a început imediat să ceară bani. În lunile care au urmat, mama a devenit din ce în ce mai convinsă că ginerele ei erau un trădător. De asemenea, a început să devină sceptică pentru faptul că nu ar fi bărbat și că a încercat să obțină acte de identitate. În aprilie anul trecut, ea l-a confruntat în cele din urmă pe Arafif și a ordonat să se dezbrace. În acel moment, se spune că bărbatul a recunoscut că este o femeie și se numea de fapt Eranai Arafif.